Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Potrivit bine cunoscutului principiu am o potcoavă, mai trebuie trei și calul, autoritățile locale din orașul Gorjan Bumbejiu au cumpărat cu 6 milioane de leuți trei autobuze electrice nou-nouțe, moderne, eficiente, o frumusețe. Miros autobuz nou, cum ar veni că dintre în ele, și după asta au observat că le lipsesc atât autobaza pentru ele și posibilitatea de a încărca bateriile, cât și străzile asfaltate cum trebuie pentru a face trasee în așa fel încât să nu se fărâme mașine la primul drum. Eu, după cum ai început, mă așteptam să spui că au cumpărat troleibuze și n-au... Băi, ar fi fost posibil și asta. Dar au luat trei autobuze. Autobuzele sunt parcate acum în curtea spitalului din localitate, în așteptarea dezvoltării orașului. Nu poți să le încarce la supermarket? Doar fi o treabă. Dar ai văzut că stațiile astea de la... Era un supermarket care oferea gratuit încărcare. La un moment dat. Da. Și s-a anulat treaba, că au descoperit că vin oamenii să încarce, dar nu mai intră și în magazin. Ei se gândeau că, uite, cum facem o treabă, oferim și vine. Și cât stă omul... Intră în magazin la noi și face cumpărături și e mulțumit și vorbește cu prietenii și vin și ei. După aia au descoperit România, în care veneau vecinii și lăsau mașinile la încărcare și se duceau la treaba lor, unde aveau treabă. Revenind la Bumbești, deci sunt mai multe lucruri de făcut. Autobaza cu stație de încărcare, evident. Reabilitarea infrastructurii rutiere. Dar chiar și sistemul formal, forma de organizare juridică a acestui serviciu de transport. Deci nici asta nu există. Nu e cine să gestioneze legal autobusele. Adică iată ce declară primarul orașului Bumbejiu pentru știrile ProTV. Citez. Vom face o structură proprie care, nu știu, va fi un serviciu public, o direcție, o societate comercială. Vedem după ce discutăm și luăm decizia în autoritatea deliberativă, în Consiliul Local. Deci au luat autobuzele, dar ei nu știu de fapt cine o să gestioneze, unde le trec, cum o să trec, dar o să vadă ei în Consiliul Local, nu-i grabă. Acum, eu mă întreb, cum fac oamenii ăștia? Adică, eu cred că livrarea autobuzelor după ce au dat banii pe ele, trebuie să fi fost ceva imposibil de anticipat la Bumbejiu. Au dat bani și toată lumea pare complet surprinsă că au venit autobuzele acolo. Adică, aoleu, păi acum ne trăiesc și restul lucrurilor. Noi le-am cumpărat, am dat banii pe ele, dar chiar să fi venit ele? Cine ar fi crezut că se întâmplă și asta? Când vor intra pe traseu aceste autobuze, tot primarul, domnul Constantin Bobaru, zice, citesc din nou, vor mai sta, pentru că nu trebuie să ne grăbim. Nu avem niciun interes să ne grăbim, pentru că va trebui finalizată infrastructura rutieră. Trebuie realizată platforma unde vor fi instalate stațiile de încărcare și care asigură, să zic, gararea acestora pe perioada cât se încarcă acești acumulatori. Deci n-au nimic, înțelegi? Deci nu au nici stație de încărcare, n-au nici unde să le pună cât se încarcă, n-au nici drumuri pe care să meargă autobuzele, de-aia au luat aceste autobuze foarte frumoase. Am luat un deal bun, e de înțeles, că nu știi că mai prinzi. De ce să ne grăbim? De ce trebuie să le și folosim? Știți cum se zice? Adică dacă dai, n-ai. Dacă, și cu autobuzele la fel, dacă le folosim, ele se uzează. Vrem autobuze uzate? Nu. Vrem să fie frumoase, să miroase a nou. Așa că mai... Uite, până la urmă, la Timișoara, Vaporeto merg, nu? Sper. Deși inițial s-a zis că nu. Au fost cam ca autobuzele astea electrice. Da, mă, dar măcar acolo aveau apa. Adică aveau apa aici, nu înțeleg că lipsește chiar și infrastructura rutieră. Bun, eu zic că mai bine le trec la conservare pe aceste autobuze și așteaptă să devină autovehicule de epocă. Adică în 30 de ani le duc la cursele de retromobil și o să fie foarte frumos. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.